În această seară, haideți împreună să rostim dezideratul care ne stă înainte pentru anul care, ne, care urmează, pentru anul 2024. Efeseni 4 cu 15. Haideți să-l citim toți împreună. Toți putem să citim cu voce tare. Haideți să încercăm ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, într-o seară ca și aceasta, sunt atâtea lucruri care ar trebui să fie puse înaintea Bisericii lui Hristos. Într-o seară ca și aceasta, ar fi drept să ne uităm înapoi, spre anul care a trecut și spre anii care au trecut din viața noastră. Să înțelegem că suntem trecători și că avem datoria să ne pregătim. Într-o seară ca și aceasta, ar fi foarte potrivit să ne uităm la condiția noastră spirituală, fiecare dintre noi să vedem unde ne aflăm și să căutăm îndreptare. Într-o seară ca și aceasta ar fi drept să ne uităm înainte, să ne gândim la ceea ce ne așteaptă. Însă, din nefericire, dragii mei, în seri ca și acestea, oamenii sunt prea cuprinși de febra sărbătorii. Nu vedeți dumneavoastră cât zgomot se face în jur? Pentru că trece anul. Nu vedeți, dumneavoastră, că te. Dacă ieși pe stradă, auzi pușcături și în dreapta, pușcături și în stânga, și veți auzi astăzi, în jurul orei 12, la miezul nopții, aceleași lucruri. Se face atâta zgomot ca oamenii să nu poată auzi ceea ce contează cu adevărat. Odată un împărat despre care Vechiul Testament, mai precis cartea lui Daniel, consemnează, s-a înconjurat de mare zgomot, a făcut un ospăț pentru cei o mie de mai mari ai lui. Și a adus acolo împreună cu mai marii lui, cu cei o mie, a adus nevestele lor, țiitoarele lor, concubinele lor, toți la oaltă să facă zgomot mare. Și era zgomot mare. Se ciocneau pahare, era gălăgie, era chef, era muzică, era dans Și vă rog să vă aduceți aminte un lucru Dintr-o dată Pe peretele clădirii aceleia pe frontispiciu S-a văzut atât Un capăt de mână Capăt de mână omenească, deci ca și asta Care a scris câteva cuvinte pe perete Știți ce s-a întâmplat în momentul acela? Împăratul a încremenit, muzica a încetat, bijuteriile n-au mai strălucit, nimic n-a mai contat, a început împăratul să tremure până acolo că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor, a îngălbenit la față. De ce toate acestea? Pentru că Dumnezeu a vrut să-i dea un semnal. Și știți care a fost semnalul pe care el a dat Dumnezeu? El a văzut ce v -a scris acolo, n-a priceput nimic. A întrebat în dreapta, a întrebat în stânga, cine poate să-mi tălmăcească? Și n-a fost nimeni în stare, dintre toți înțelepții Babilonului să-i tălmăcească, până când n-a fost adus Daniel, omul care avea Duhul lui Dumnezeu în el. Și când a fost adus Daniel, Daniel fără ploconel în fața împăratului, cu demnitatea care se cuvine unui copil al lui Dumnezeu, a stat în fața împăratului și a spus, împărate, ceea ce scrie acolo e un lucru pe care tu ar fi trebuit să-l știi de mult. Tu ar fi trebuit să iei seama la ceea ce s-a întâmplat cu înaintașul tău, cu nebucadnețar. Tu ar fi trebuit să fii atent la ceea ce s-a întâmplat în istorie și n-ai fost atent. Și zice, ca să stălmăcezi scrierea, Tălmăcirea ei este următoarea: numărat, numărat, cântărit și împărțit. Frați și surori, prieteni dragi, vă rog să îmi îngăduit să vă aduc aminte astăzi, fiecăruia dintre dumneavoastră, ceea ce Daniel i-a dus aminte lui Belșațar altă dată. Anii vieții noastre sunt numărați. Dar nu așa cum îi numărăm noi. Nu de la naștere până acum. Ci anii vieții noastre sunt numărați exact așa. După aspectul unei clepsidre. Știți ce, ce măsură dă clepsidra? Întotdeauna ți-arată cât mai rămâne în partea de sus. Așa ne numără Dumnezeu ani. A ajuns în anul. 2023, iată la capăt, și nu îndrăznesc să zic, nu îndrăznesc, cu toate că mai sunt patru ore și ceva, dar nu îndrăznesc să zic că am ajuns în 2024. De ce? Pentru că cel ce ne numără anii vieții noastre este Dumnezeu. Cel ce ne cântărește pe fiecare dintre noi, este tot Dumnezeu. Și cel ce ne aduce aminte de împărțirea Existenței noastre între Existența terestră și Existența în veșnicie este tot Dumnezeu. Și dacă eu m-am ridicat în numele Domnului la învonul Bisericii în această seară, este ca să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că vrem sau nu vrem noi. Dumnezeu numără cât a mai rămas, Dumnezeu ne măsoară greutatea spirituală a fiecăruia dintre noi și Dumnezeu este Cel ce împarte existența noastră în veșnicie și în ceea ce este trecător. De aceea mi-aș dori din toată inima ca adunări ca și acestea să ne motiveze pe fiecare dintre noi să oprim un pic zgomotul din jurul nostru. Și să zicem, Doamne, noi am vrea să te auzim pe tine. Pentru că asta contează cu adevărat, să-l auzim pe Domnul. Dragii mei, ce a fost? A fost. Reparații legate de trecutul nostru e foarte greu să facem. Sunt fapte consumate, sunt gânduri duse, sunt vorbe rostite, e greu să aduci înapoi cuvintele cărora le-ai dat drumul din gură, e greu să repari ceea ce s-a stricat în mintea ta. Nu vedeți că sunt imagini mentale pe care nu le poți scoate și nu mai poți scăpa de ele? E greu să rezolvi problemele din trecut. Însă vreau să vă spun ceva. Fiecare dintre noi putem foarte bine să ne planificăm viața și felul în care o vom trăi în viitor. Și la asta vreau să vă chem astăzi, dragii mei. Acum un an am lansat acest deziderat pentru Biserica Poarta Cerului să fim perseverenți, să nu ne lăsăm în alergarea care ne stă înainte. Mulțumesc Domnului pentru toți cei ce sunt în casa Lui astăzi. Pentru toți cei ce sunt pe calea Domnului astăzi. Pentru că au fost perseverenți în alergarea creștină. Însă acum, dragii mei, ne stă înainte un plan pe care vrem să-l facem înaintea Domnului pentru viitorul care ne stă înainte. Cât mai avem nu știm. Dar în anul acesta dorim din toată inima să creștem spiritual. Dimineața a fost prezentat aici cuvântul Domnului atât de cuprinzător și necesar și vreau să vă rog fierbinte, pe cei ce n-ați fost dimineață și n-ați ascultat predica, faceți-vă timp să o ascultați. De ce? Pentru că ea pune înaintea noastră dezideratul pe care îl avem, dorința noastră de a crește, așa am citit cu toții, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Și dimineață ni s-a adus aminte că această creștere angajează întreaga personalitate umană. Întreaga personalitate umană este angajată acolo. Ni s-a vorbit despre Nevoia de schimbare a caracterului nostru ca să semene cu caracterul lui Hristos, modelarea caracterului nostru și asta știți ce implică? Aceasta implică sufletul nostru, implică sentimentele noastre, trăirea noastră, să învățăm să fim buni ca și Hristos, să învățăm să fim răbdători ca și Hristos, să învățăm să avem roada Duhului Sfânt în noi. Aceasta va motiva felul în care simțim. De asemenea, am fost chemați să luăm în considerare felul în care gândim, pentru că am fost chemați să înțelegem că o creștere spirituală sănătoasă presupune dezvoltarea discernământului. Și discernământul înseamnă să poți cu mintea ta să deosebești ceea ce este bine de ceea ce este și mai bine. Și apoi. Am fost chemați să angajăm voința noastră în acest proces al creșterii spirituale, pentru că am fost chemați să luăm decizie pentru integritate, pentru trăire în integritate. Dragii mei, trag nădejde că fiecare dintre noi vom înțelege că e obligatoriu să creștem din punct de vedere spiritual. Vreau să înțelegem fiecare dintre noi astăzi, dragii mei, că. Nu se poate fără creștere spirituală. Vă imaginați că e vreunul dintre cei ce sunt prezenți aici, care n-a fost niciodată copil, îndrăznește cineva să creadă asta? Uitați-vă la mine. Mă vedeți om la vârsta mea? Vă imaginați că n-am fost și eu un copil nou născut, purtat pe brațe de mama vreodată? Am fost. Și-au trecut ani și am crescut. Era întâmplarea aceea despre un grup de tineri orășeni din ăștia foarte fandosiți, au mers printr-un sat de munte, satul destul de pustiu, se uitau la casele acelea, treceau gălăgioși pe ulița satului și la un moment dat au văzut un om care stătea la poarta casei pe o băncuță, un bătrân, și s-au adresat lui și a zis, bună ziua, bade, bună ziua! Spune-ne în satul ăsta, s-a născut vreun om mare! Au întrebat ei, și omul le-a răspuns foarte simplu, nu, aici nu s-a născut niciun om mare, aici numai copii s-au născut. Realitatea este că ne naștem copii și creștem, dar creșterea aceasta, Dragii mei, aș vrea să înțelegem, este o obligație a fiecărui creștin. Știți, dumneavoastră, că tot ce este viu, crește. Dacă nu crești, Întreabă-te dacă ești viu. Tot ce e viu crește. Iarba crește, nu-i așa? Omul crește, animalele cresc, copacii cresc, microbii cresc și ei. Creșterea este o normalitate. Necreșterea este o anormalitate. Și vreau să vă chem cu toată dragostea pe dumneavoastră, cei ce vă închinați împreună cu noi la Biserica Poarta Cerului, veniți să înțelegem că tot ce este viu, atât pe plan spiritual, cât și pe plan fizic, trebuie să crească. Dragii mei, creșterea trebuie să fie naturală. Și vreau să vă duc aminte astăzi. Vrem să creștem în anul 2024. Chiar să vă întreb, vreți să creșteți sau? Sper că nu e nimeni care vrea să rămână. Nu, ia gândiți-vă dumneavoastră. Un copilaș care se naște. E atât de frumos un copil mic. Dimineața am ținut unul pe brațe ca să mă rog pentru el într-o altă biserică la binecuvântare. O frumusețe rară când vezi un copilaș mic nou-născut îl admiri cu tot ce este el. Dar dacă îl întâlnești pe același copilaș peste 5 ani și tot așa micuț, îl mai admiri? Spuneți cinstit. Îl compătimești? Nu-l admiri. Îl compătimești și zici ceva nu e în regulă cu copilul acesta. Dar să vezi pe cineva care are 20 de ani și care se comportă ca un bebelaș. E un lucru care te sperie de-a dreptul, te îngrozește de-a dreptul. Dragii mei, vorbim despre creștere ca despre o normalitate. Și vreau să știți, creșterea are și a limitările ei naturale. Un fir de iarbă nu crește cât un stejar. Există diferențe în creșterea aceasta. Este o normalitate a creșterii. Vedeți? Noi suntem în biserică. Și vreau să vă spun că suntem în locul cel mai potrivit în care putem să creștem. Locul cel mai potrivit. Nu e normal ca iarba să crească uh, acolo unde este locul ei, în gazon, de exemplu. Nu e normal, nu vă așteptați ca iarba în gazon să crească? Dar poate vine cineva și zice, fratănelu, eu am văzut iarbă crescută și pe pavaj. Sau prin pavaj. Se întâmplă. Dar normal este ca iarbă... Aia e o raritate ca un fir de iarbă să crească în pavaj. E o raritate. Se întâmplă. Însă să crească iarba în gazon e absolut normal. De ce? În gazon îi se creează cadrul cel mai potrivit pentru creștere. Există, dragii mei, creștere care e normală și există creștere care nu e normală. Vedeți, frații care aveți de tăiat gazonul, am o întrebare pentru voi. E normal să crească buruieni în gazon? Vă place când crezi buruieni în gazon? Nu? <laughs> nu vă place asta? Tot așa, dragii mei, noi avem celule dacă în organismul nostru crește o celulă canceroasă. E un lucru anormal. Iată, o creștere anormală. Și vă spun asta, dragii mei, pentru că trebuie să fim foarte atenți pe ce direcție creștem. Există o creștere normală și când ea lipsește, când lipsește creșterea normală, ne îngrijorează. Există o creștere anormală și când ea apare, de asemenea ne îngrijorează. Dragii mei, în anul 2024 vrem să creștem din punct de vedere spiritual. Ce era să ziceți amin. Dar vrem să creștem în parametrii hotărâți de Dumnezeu, să ajungem la statura hotărâtă de Dumnezeu. Cum zicea versetul nostru? Cum zicea versetul nostru? Vă aduc aminte. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Dragii mei, uh, vedeți, câteodată suntem tentați să credem că mântuirea este idealul pentru noi. Am ridicat mâna sus și am zis, Doamne, mântuiește-mă și pe mine și am încheiat toată povestea. Și Dumnezeu ne dă nașterea din nou, ne face să fim copila aceea ai lui de care el se bucură. Însă, ascultați-mă, e absolut normal, absolut normal ca noi să creștem. Cât să creștem? Până când ajungem la statura aceea. Odată, despre fizicianul Albert Einstein, spune că a stat la o întâlnire, un fel de petrecere, a stat de vorbă cu mai multe familii și o fată care tocmai terminase și a clasa 8 s-a -a apropiat de el și a zis, domnule, dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Și el a zis, eu mă ocup cu studiul fizicii. Și a stat și a zis, încă vă mai ocupați cu studiul fizicii, eu am terminat anul trecut cu studiul fizicii. Dragii mei, câteodată ni se pare nouă că există limitări în creșterea noastră spirituală. Dar vă rog să mă ascultați ce vă spun. De fapt, asta vreau să subliniez. În fiecare zi a vieții noastre, eu vreau să vă chem să ne măsurăm și să zicem, Doamne, astăzi seamăn eu mai mult cu Tine decât am semănat ieri? Vreau să vă aduc aminte. Creșterea este un proces natural. Care dintre noi, ca să-i facem pe copii să crească, a trebuit să-i întindem pe patul lui sau nu știu unde? A trebuit să-i întindem careva dintre noi? Nu. Ei cresc natural. Dar trebuie să-i asiguri cadrul. Și astăzi vreau să vă aduc aminte, în mod ilustrativ, că există un cadru care favorizează creșterea. Creșterea fizică, dar Haideți să facem o comparație între creșterea fizică și creșterea spirituală. Există un cadru necesar ca să crească un copil. Am o întrebare. De ce credeți că are nevoie? Ce îi spuneți dumneavoastră copilului dumneavoastră când nu mănâncă? Ce îi spuneți? Mănâncă să. Să crești mare, nu-i așa? Deci e nevoie de hrană ca să poată să crească un copil. Ei bine, dragii mei ca să crești din punct de vedere spiritual, eu stau să vă spun astăzi că e nevoie de hrană. Nu poți să crești spiritual dacă nu te hrănești spiritual. Cu ce să te hrănești? Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul. Dragii mei, avem nevoie de hrană spirituală și vreau să chem astăzi Biserica Poarta Cerului. Ne despart câteva ceasuri, patru ore și jumătate de trecerea în noul an. Veniți să plecăm hotărâți din locul acesta și să zicem, Doamne, anul acesta vreau să mă hrănesc din Sfântul Tău Cuvânt. Doamne, ajută-ne! Ce mai e nevoie ca un copil să crească, să aibă o creștere normală? Nu e așa care nevoie? de un aer proaspăt mereu, i erisim camera copilașului unde dorme. De ce? Pentru că nu crește normal dacă îl ții închis într-o dugheană undeva, unde nu mai vede aer, nu mai stă într-un aer poluat, nu poate să crească normal. Ei bine, dragii mei, e nevoie de aer proaspăt. Și acum noi toți am învățat un lucru pe plan spiritual. Respirația sufletului, care am zis că este, Rugăciunea, respirația sufletului. Dragii mei, ca să putem să creștem normal din punct de vedere spiritual, avem nevoie de hrană, adică de cuvântul Domnului, avem nevoie de aer ceresc și aceasta este rugăciunea, să ne oxigenăm mintea, să ne oxigenăm organismul spiritual. Înțelegem noi cât de important este ca să ne asigurăm că avem aceste lucruri, ca să putem să creștem în mod normal. De asemenea, pentru o creștere normală, știți că e nevoie și de exercițiu, de mișcare? Nu poți să te dezvolți normal dacă nu miști. Când eu eram mic, poate vi se va părea chiar ciudat, copiii mici se înfășau. Fratele Nelu poate știe. Știți ce însemna înfășat? Parcă e și... Nu ne place să auzim de asta. A văzut cineva? am mai văzut cineva cum se înfășau bebelașii pe vremuri? Oh. Așa încă strâns ziceau să crească drept. Și bietul copil stătea, nici în sicriu nu se stătea așa. Ei bine, dragii mei, vreau să înțelegem că un copil, ca să crească normal, are nevoie de mișcare, are nevoie de exercițiu. Dar din punct de vedere spiritual, nu credeți că e necesar același lucru? Nu credeți că e nevoie de mișcare, de exercițiu spiritual? Și ce exercițiu spiritual, dragii mei? Când citim ceva din Sfântul Cuvânt al Domnului, să și punem în aplicare. Ăsta e exercițiu spiritual. Am stat și am învățat că trebuie să facem milostenie. După ce am învățat asta, mă și duc la necăjitul acela pe care îl știu eu și fac milostenie. Pun în aplicare, exersez ceea ce am învățat. O, cât de mult contează lucrul acesta, dragii mei, dacă am vrea să înțelegem ce mult contează aspectul acesta, e nevoie de mișcare. Știți ce mai are nevoie un copil ca să crească? Are nevoie de odihnă. Da. Somn. Are nevoie de somn ca să crească mare. Ei bine, și pe plan spiritual, dragii mei, avem nevoie de odihnă aceea care nu se capătă altfel dacă credem noi că ne zbatem toată ziua să facem și să dregem, ne înșelăm amarnic. Nu vom ajunge niciodată să împlinim scopurile pe care le are Dumnezeu cu noi. Știți dumneavoastră că adevărata odihnă este în Iisus Hristos? Rămâne dar o odihnă ca și cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. O odihnă în care bizuirea noastră este pe Domnul să știți că nimeni nu poate să ajungă în rai prin eforturile lui, prin puterea lui. Dar știți cum poate ajunge în rai? Când zice Doamne Iisus să ia mă pe brațul tău, condumă Doamne ziua, condumă Doamne noaptea, condumă în fiecare zi a vieții mele. Aceasta este o dihnă în Hristos care este atât de necesară pentru o creștere spirituală, naturală și normală. De asemenea, dragii mei, pentru o creștere normală e necesară igiena. O igienă bună. Dați-vă, orice mamă care are un bebeluș mic își pune câteva întrebări când îl aude plângând. Se întreabă oare e foame? Oare e prea obosit? Că și de oboseală plâng copiii. Oare nu cumva trebuie schimbat? Acestea sunt lucruri pe care le știe orice mamă care crește un copil. Ei bine, dragii mei, copilul nu este confortabil dacă nu este schimbat. Tot așa, dacă nu este igiena corectă pe plan spiritual, nu putem să ne simțim confortabil. Dacă ai făcut păcat și nu te-ai dus la cel ce poate să te curățe de păcatul tău, nu poți să te dezvolți și să crești în mod normal. Dar dacă ai învățat că sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat, dacă ai greșit, că toți greșim te, te duce înaintea Domnului și vei zice, Doamne, m-am murdărit, mi-am urdărit viața. Te rog frumos să mă cureți Tu, Doamne, și să îmi dai harul de a putea să stau în prezența Ta așa cum se cuvine. Și știți ce mai are nevoie un copilaș ca să crească normal? Are nevoie de o mamă iubitoare, nu-i așa? Are nevoie de un braț iubitor. E și pe plan spiritual. Știți ce aveți nevoie să puteți crește? Aveți nevoie de o biserică în care să fiți iubiți, să se întoarcă cineva spre dumneavoastră și să zică Domnul să te binecuvânteze. Sau să știi că se roagă biserica pentru tine. Ați văzut când l-am chemat pe Mircea sus aici și dumneavoastră ați rostit cuvinte de binecuvântare. Am zis așa de bine prinde asta. De ziua lui nu-i cadou mai frumos decât să-l binecuvântăm în numele Domnului. E nevoie de dragoste. Nu putem să creștem normal. Nu ne putem dezvolta normal într-un mediu în care nu este dragoste. Ne vom dezvolta în mod deformat, într-un mod nepotrivit, acolo unde nu este dragoste. Și nu este purtare de grijă. Și apoi orice părinte știe că pentru un copil care trebuie să se dezvolte și să crească normal, e nevoie de o examinare periodică. Cât de des sunt duși nou născuții la doctor ca să-i vadă doctorul? Și examinează, se uită cum a crescut aici, cum a crescut aici și toate cele. Îl cântărește și așa mai departe. De ce? E necesară această examinare periodică. Și eu vreau în această seară, frații mei, surorile mele, să vă chem în numele Domnului Isus Hristos să avem un moment de examinare personală fiecare dintre noi. În ce sens? să ne gândim cam de câți ani ne-am întors noi la Domnul. Și apoi să ne întrebăm, Doamne, câtă maturitate spirituală am în viața mea? Pentru că nu e nimic mai dramatic decât să vezi un om care este de zeci de ani pe calea Domnului și care nu poate să rabde o vorbă pe care i-a spus-o cineva și e gata să reclame pe cineva care, vai de mine, l-a supărat nu știu cât de tare. Frații mei, surorile mele, din toată inima doresc ca noi să semănăm cu Hristos. Știți că Hristos n-a simțit niciodată nevoia să se îndreptățească? Oare de ce? Oare de ce n-a simțit nevoia să se îndreptățească? Pentru că El știa cine este, dragii mei. Eu sunt în biserica aceasta de la începuturile existenței ei. Nu ar suna ciudat să încep eu să vă spun ce fel de om sunt eu acum, să încep să vă spun, să știți că eu sunt din ăsta și din ăsta, că dumneavoastră mă știți. Fiecare dintre dumneavoastră mă știți de atâția ani. Mă știți și cu lucrurile bune, și cu lucrurile mai puțin bune, mă știți și cu calitățile mele, și cu defectele mele, că m-ați văzut. Dragii mei, nu cred că e vremea ca noi să căutăm justificări, să căutăm să ne îndreptățim în vremuri ca acestea. Uitați-vă la Domnul Isus Hristos. Dacă au aruncat judecăți nedrepte împotriva Lui, nu s-a luptat să-i convingă despre lucrurile acestea. N-a căutat să ducă munci de la lămurire cu nimeni, ci a căutat să trăiască o viață care să-l onoreze pe Tatăl. Dragii mei, suntem datori să ne examinăm și să vedem pe unde suntem din punct de vedere spiritual. Zice în Galaten, capitolul 6, cu versetele 4 și 5, așa. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Mi-a plăcut ceea ce spunea fratele Adi dimineața aici. Știți ce a spus? Dumnezeu nu se grăbește să ne judece. El a lăsat judecata până la capăt. A lăsat... Nu face Dumnezeu, avea fratele Codreanu o vorbă, zicea: Dumnezeu nu face media cu o singură notă. Așteaptă să se adune mai multe note. Dar noi ne grăbim repede să aruncăm judecăți. Rapid aruncăm judecăți. Cum l-am văzut pe cineva călcând în strâm? L-am examinat. Însă, dragii mei, eu vă chem astăzi să învățăm să ne examinăm pe noi înșine. Să vedem, Doamne! Pe unde suntem noi din punct de vedere spiritual? Care este creșterea mea? S-ar putea să trebuiască să ne fie rușine de noi înșine. Și să zicem, Doamne, nu seamăn deloc cu Tine. Și asta mă îngrozește. De aceea, cred că e drept să ne măsurăm după criterii biblice, dragii mei. Câteodată ne măsurăm după părerile oamenilor și așa de eleganți sunt oamenii în secolul 21. Știu să facă complimente și dacă stai și la uz pe câte unul cum te complimentează, începi să crezi că ești picat din cerul ce băiat de treabă ești și ce om de treabă ești tu. Nu după părerile oamenilor trebuie să ne măsurăm. Noi avem standarde de măsură și acestea sunt cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea astăzi, dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră că există câteva principii pe care le pun înaintea dumneavoastră pe care trebuie să le luăm în considerare când este vorba despre creșterea spirituală. Primul principiu e principiul conformării. Puteți să ziceți toți principiul conformării? Să ne conformăm la ce? la asta. Dragii mei, ca să te maturizezi din punct de vedere spiritual, trebuie să te conformezi la ceea ce scrie aici. Altfel nu crești spiritual. Dacă te vei conforma la ceea ce spune lumea, nu vei crește spiritual. Dacă te vei conforma la părerea prietenilor, nu vei crește spiritual. Dar dacă te conformezi cuvântului lui Dumnezeu, atunci vei crește spiritual. De aceea vă chem în anul acesta să avem fiecare dintre noi Biblia mereu aproape. Există programul pe care tot cultul pentecostal îl folosește, se numește Proiectul Împreună, care ne dă anul acesta vom citi Noul Testament în întregimea lui. De exemplu, mâine, Matei, capitolul 1. Nu-i mult un capitol. Da, din capitolul acela poți să înveți ceva. Poți să înveți cum să te conformezi cuvântului lui Dumnezeu și pretențiilor cuvântului lui Dumnezeu. Și în termeni simpli, nu stăm să facem aici studii biblice de felul acesta, dar e foarte normal când citești cuvântul Domnului să-ți pui întrebări, Doamne, ce îmi vorbești Tu mie aici? Ce trebuie să schimb în viața mea? Ce trebuie să conformez eu cuvântului pe care l-am citit astăzi din Scriptură? Nu e greu, nu e deloc complicat, pentru că vreau să vă spun, cuvântul trebuie trăit. În faptele apostolilor 20 cu versetul 32, apostolul Pavel vorbește prezbiterilor bisericii și le zice așa, și acum fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Cuvântul Trebuie trăit pentru că acest cuvânt ne zidește, ne crește din punct de vedere spiritual. Noi trebuie să ne conformăm în fiecare zi la acest cuvânt. De aceea, dragii mei, haideți să ne facem plan din a citi cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai atât, vedeți proiectul împreună, pe lângă planul acesta veți găsi câte un pastor în fiecare zi, câte un păstor care în 5 minute spune câteva gânduri din pasajul pe care l-am citit din scriptură e așa de bine pică, căutați lucrurile acestea și vă va fi de un real folos fiecăruia dintre dumneavoastră. Pentru că nu uitați, vă rog, cuvântul este cel care e folosit de Dumnezeu pentru transformarea vieții noastre. Cuvântul acestuia, apostolul Iacov îi zice oglindă. Ne privim fața ca într-o oglindă în el. Ne uităm cum suntem și ne dăm seama dacă am crescut deformat dacă n-am crescut, dacă suntem ceea ce trebuie să fim sau nu suntem ceea ce trebuie să fim. Vă rog să nu uitați, tot ceea ce Dumnezeu mântuiește, el și predestinează pentru creștere. Atenție. Când Dumnezeu l-a mântuit pe cineva, nu l-a mântuit să l lase pierdut acolo un bebeluș spiritual și atâta tot. Ci Dumnezeu îl predestinează spre creștere, vă aduc aminte cuvântul din Roman capitolul 8 cu versetul 28 și 29. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Așa a plănuit Dumnezeu. Când te-a chemat la mântuire, a plănuit să te și crească spiritual. Dar creșterea aceasta depinde și de tine, dacă creezi cadrul necesar pentru această creștere spirituală care este atât de necesară. Principiul acesta al conformării după cuvânt ne obligă să ne conformăm crezul nostru după cuvânt. Ne obligă să conformăm atitudinile noastre după cuvântul lui Dumnezeu. Ne obligă să conformăm faptele noastre după cuvântul lui Dumnezeu. Vorbele noastre să le conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Afacerile noastre să le conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Munca noastră de fiecare zi să fie conformă învățăturii din cuvântul lui Dumnezeu. O, oh, ce bine știu oamenii din lume cum trebuie să ne purtăm noi. Credeți că știu. De ești pocăit într-un mediu în care nu sunt pocăiți, numai tu ești pocăit. Dacă vei face lucruri care nu se potrivesc unui copil al lui Dumnezeu, te vei trezi cu ăla care nu-i pocăit, că spune, dar și voi <gătă -i> Mă mir, voi n-aveți voie să faceți așa. De ce credeți că pun problema așa? Știu foarte bine cum arată Hristos ei. Ei știu cum arată Hristos și ei știu că noi trebuie să semănăm cu Hristos, să ne conformăm chipului lui Hristos și aceasta numai atunci când vom lăsa cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe și noi să ne conformăm învățăturii din Scriptură. Doamne ajută-ne! Există un alt principiu, pe care trebuie să-l luăm în considerare. Principiul disciplinării, al disciplinei, nu doar al conformării, al disciplinei. S-a amintit și dimineața aici, există discipline spirituale, dragii mei, care, ce înseamnă ele? Sunt ele ușoare? Eram întrebat dimineața, nu sunt deloc ușoare. Vă întreb eu, e ușor să te rogi. Depinde cum te rogi. Dacă vrei să zici o rugăciune, o zici. Nici nu te gândești la asta. Am fost odată la cineva acasă și uh, se pregăteau să stea la masă. Și avea o nepoțică, omul respectiv avea o nepoțică și ca să mă arate ce bine educați sunt din punct de vedere religios, au vrut să mă arate cum se așează la masă. Și înainte de masă au făcut așa. Au tras aer în piept tare adânc. Cât au putut și după aia, dintr-o răsuflare, tatăl nostru care... Și-au zis că e rugăciune. Dragii mei, rugăciune nu-i orice credem noi că e rugăciune. Rugăciune înseamnă pătrunderea în atmosfera aceea cerească, de aceea am spus că e necesar oxigenarea noastră spirituală cu rugăciune. De ce? Înseamnă să pătrunzi în atmosfera ceea cerească, să fii tu cu Dumnezeu într-o părtășie extraordinară acolo. Nu sunt ușoare disciplinele spirituale, dar ascultați-mă bine. Toate acestea se formează în timp. Adică noi avem cuvântul obicei, sunt obiceiuri pe care ni le formăm în timp. Câți dintre dumneavoastră au obiceiul de a se trezi de vreme? Mâna sus. De vreme. Hai bun. Păi la alți nu întreb, că sunt alții care n-au obiceiul de a se trezi de vreme, dar pentru ei e un pic jenant. Ei bine, există obiceiul de a tre trezi de vreme. Apoi, sunt unii care au obiceiul să bea o cafea în fiecare dimineață. Nu? Obicei. Obiceiul de a te ruga în fiecare dimineață. Sau obiceiul de a nu te ruga dimineața. Ce ziceți? Însă, dragii mei, vreau să vă uitați împreună cu mine pe paginile Scripturii și să înțelegeți că oamenii lui Dumnezeu au avut obiceiuri pe care și le-au format în timp. Ia gândiți-vă la David, despre care Scriptura zice că era om după inima lui Dumnezeu. Să vă citesc câteva lucruri despre David. Uitați-vă. Zice David, așa, psalmul 119 cu 97, cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Ăsta și-a făcut obiceiul să se gândească la legea Domnului. Citiți psalmul 1 și veți vedea, zi și noapte cugetă la legea lui. Și-a făcut obiceiul din a cugeta la cuvântul Domnului, de a se gândi la al Domnului cuvânt. Sau gândiți-vă la David care și a făcut obiceiul de a se ruga. Zicem Psalmul 116, chiar în primele două versete zice așa. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele. Da, el și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. E un obicei. Uitați-vă la David care zice așa. De șapte ori pe zi te laud din pricina legilor tale cele drepte. Și a făcut obiceiul acesta să-l laude pe Domnul. Sau, citiți psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și-a făcut obiceiul să meargă la adunările sfinte. Luați în considerare că el și-a făcut obiceiul de a evita ceea ce este rău. Pentru că la un moment dat zicem psalmul 101, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine, inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău. Dragii mei, formarea unor obiceiuri folositoare pentru disciplinarea noastră spirituală sunt, e, e nespus de importantă formarea acestor obiceiuri. Știți că Domnul Isus Hristos avea obiceiuri? Și-a format obiceiuri. N-a trăit mult pe pământ, 33 de ani. Dar uitați-vă ce spune Scriptura despre el. Luca 4 cu 16. Despre Domnul Isus spune așa. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Avea obiceiul să intre în sinagogă, avea obiceiul să ia cuvântul și să citească din el. Citiți ce spune în Luca 6 cu 6. Zice acolo așa. În altă zi de Sabat s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Un alt sabat, Domnul, tot în sinagogă. Uitați-vă la ucenicii Domnului. Aveau și ei obiceiuri. Luate de la Domnul Isus, zicem fapte 2 cu 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Adică și-au făcut obiceiul de a căuta casa de rugăciune. În timp ce alții își fac obiceiul să nu o caute. Țineți cont că Apostolul Pavel scrie într-un anume context în epistola către evrei, dacă Pavel este autorul, spune la un moment dat așa să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul. Deci iată, la Domnul Isus era obiceiul de a merge la casa Domnului. La Domnul Isus era obiceiul de a învăța pe alții. Din ceea ce știa, îi învăța pe alții. Citiți în Marcu 10:1. Spune: Isus a plecat de acolo și a venit în Ținutul lui Dei dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să-i învețe. Dragii mei, Domnul Isus a avut obiceiul. A avut obiceiul de a căuta un loc al rugăciunii în solitudine, în singurătate. Domnul a căutat locul rugăciunii și aș putea să vă dau mai multe versete din cuvântul Domnului, uitați-vă, Luca 21 cu 37, ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea pe muntele care se chema muntele măslinilor. De ce? Acolo se ruga Domnul. Uitați-vă în Luca 22 cu 39, după ce a ieșit afară s-a dus ca de obicei pe muntele măslinilor, ucenicii lui au mers după el. Luca 5 cu 16, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Observați, dumneavoastră, aceste discipline spirituale se formează în timp și există principiul acesta al disciplinei care presupune să-ți formezi niște deprinderi spirituale, adică să-ți propui în anul 2024, domne, mă voi sili să mă duc la casa Domnului ori de câte ori am posibilitatea. Nu așa să mă duc numai că n-am ce face asta. Hai să văd astăzi ce este, ce program e la televizor. Dacă nu-i programul bun, mă duc acolo. Sau dacă n-am program în altă parte. Nu, dragii mei, să ne formăm obiceiul de a căuta casa Domnului. Să ne formăm obiceiul de a citi cuvântul Domnului. Să ne formăm obiceiul de a ne ruga Domnului. Există acest principiu al disciplinei de care trebuie să ținem cont. Pentru că altfel, dragii mei, S-ar putea să ne trezim că nu putem crește spiritual. Creșterea spirituală trebuie să țină cont de principiul conformării, de principiul disciplinei, dar ea trebuie să țină cont și de principiul anturajului. Puteți să ziceți toți principiul anturajului? Mulțumesc frumos! Au românii o vorbă înțeleaptă care zice spunem cu cine te unești ca să-ți spun cine ești. Dragii mei, fiecare dintre noi vom crește în aceeași direcție cu cei din imediata noastră apropiere, cu cei din compania noastră. De aceea e important să ne alegem bine, bine anturajul. Vă spun lucrul acesta pentru că Biblia prezintă mai multe exemple. De exemplu, Samson a fost chemat de Dumnezeu să fie nazireu, să fie judecător în Israel și poporul lui Dumnezeu să se bucure de binecuvântarea dată de Dumnezeu prin Samson. Știți ce s-a întâmplat cu Samson? A început să iubească compania filistenilor și mai ales a filistencelor. A început să-i placă să meargă cu filistencele și s-a dus odată și s-a dus de două ori. Și judecata Domnului n-a venit dintr-o dată asupra lui. Însă omul acesta s-a prăbușit amarnic și dintr-un campion, așa cum l-a chemat Dumnezeu să fie, a ajuns un clown de care au ajuns să râdă toți filistenii. Tocmai de aceea vă spun, compania pe care o avem este nespus de importantă. Anturajul pe care îl avem. Un alt exemplu negativ este fiul lui David, Amnon, care la un moment dat s-a confruntat cu o poftă s-a confruntat cu o dorință păcătoasă și nejustificată și zice Scriptura că Amnon avea un prieten care în loc să-i zică tinere, pune-te și roagă lui Dumnezeu, cere să-ți curățească mintea, cere să-ți curățească viața. Prietenul acela lui l-a învățat cum să-și împlinească și să dea satisfacție poftelor lui păcătoase. Și știți ce s-a întâmplat cu Amnon? A dus nenorocirea peste el, a dus nenorocirea peste casa tatălui său și a dus nenorocirea peste întregul Israel. Ca să vă dați seama cât de gravă este însoțirea cu un anturaj nepotrivit. În timp ce, dragii mei, tot Scriptura ne arată oameni, luați-l în considerare pe Samuel. A crescut la templu și la templu erau fiii lui Eli care făceau lucruri groznice. Dar știți că Samuel nu s-a unit cu fiii lui Eli? De ar fi unit cu ei, ar fi făcut și el ce făceau ei. Dar nu s-a unit cu ei. Și el a ajuns un mare om al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Timotei, care a stat aproape de Pavel și a ajuns la rândul lui un om folosit de Dumnezeu, ca și Pavel. E așa de important cu cine ne unim. Dragii mei, sunteți tineri, marea voastră majoritate. Sunteți prietenoși. Dar vă rog fierbinte, dacă vreți să creșteți spiritual, nu vă uniți cu oamenii care vă vor trage în jos. Pentru că vreau astăzi să vă aduc aminte fiecăruia dintre voi, că dacă te vei uni cu prieten care se roagă, știi ce se va întâmpla cu tine? Te vei ruga și tu. Dacă te întâlnești și te însoțești cu prieten care înjură, peste ceva vreme vei înjura și tu. Dacă te unești cu cei ce își permit să bea, peste ceva vreme vei bea și tu. Dacă te însocești cu cei ce slujesc în casa Domnului, peste ceva vreme vei sluji și tu. Tocmai de aceea spun, creșterea spirituală este determinată de anturajul pe care avem. Și principiul anturajului trebuie ținut și luat în considerare când vrem să creștem în mod normal și corect. Am zis un principiu al conformării. Am zis de asemenea un principiu. Al, al disciplinării spirituale. După aceea, acest principiu al anturajului și mai zic ceva, un principiul comparației. Dacă vrem să creștem spiritual, să nu ne comparăm cu oameni. Știți de ce? Pentru că s-ar putea întâmpla comparându-ne cu oameni, să-l vedem pe unul care e mai slab ca noi. Și să zicem: "Ha ha." Eu sunt bun. Să începi să te mândrești, să te crezi cineva și să nu mai simți nevoia să crești, că tu ești mai bun ca și cu tare. Sau să-l vezi pe altul că este mai, mai bun decât tine și dacă te compari cu el, ajungi să-l invidiezi și să zici, da, el da, că el da. Dragii mei, eu astăzi vreau să vă spun, dacă vrem să creștem spiritual și să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos, cu cine credeți că trebuie să ne comparăm noi? Ziceți tare că e voie. Cu Hristos. Și când ne comparăm cu Hristos, spre ce ne conduce compararea cu Hristos? Vom zice, vai de mine, că sunt un om cu buze păcătoase. Vai de mine că sunt un om care am greșit. Știi la ce te conduce compararea cu Hristos? Te conduce la pocăință. Și când zic pocăință, zic îndreptare, zic corectare zic creștere spirituală. Tocmai de aceea aș vrea astăzi să vă rog în numele Domnului Isus Hristos, frații mei și surorile mele, ne stă înainte o provocare mare fiecăruia dintre noi. Ce se va întâmpla cu noi în anul 2024 dacă vom trăi? Dacă vom rămâne aceiași oameni, fără să creștem spiritual, n-am făcut nimic. Dar vreau să vă chem, dragii mei, să ne facem evaluări periodice. Examinări periodice. Ce înseamnă asta? Vedeți, câteodată noi, seara, când ne retragem în camera noastră după câte o zi lungă, facem evaluare și zicem, oh, astăzi am câștigat bani. E bine dacă ai câștigat bani. Dar să știi că nu e lucru cel mai bun. Eu te întreb dacă la sfârșitul zilei poți să zici, astăzi am semănat cu Hristos în discuția pe care am avut-o cu omul cu tare. Nu crezi că e câștig mai mare? Să poți să zici la sfârșitul zilei, dacă zici, oh, astăzi am luat un examen grozav, e foarte bine, felicitări, dar ascultă-mă, nu e lucru cel mai important. Lucru cel mai important este să poți să zici la sfârșitul zilei, Doamne, astăzi am putut să dovedesc că seamăn cu Tine în bunătate, pentru că M-am purtat cu bunătate cu omul acela care n-ar fi meritat bunătate. Sau, astăzi am semănat cu tine în răbdare, Doamne. Vă chem să ne măsurăm, să ne comparăm cu Domnul. Și asta ne va apropia de Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să înțelegem rostul nostru, fiecare dintre noi. Rostul nostru este creșterea spirituală. Și aș vrea să vă chem la un moment de închinare în care fiecare dintre noi să stăm înaintea Tatălui nostru care este în ceruri. Îl chem pe fratele Remus să vină la microfon. Pe dumneavoastră vă chem să ne ridicăm în picioare înaintea Tatălui nostru care este în ceruri și să stăm înaintea aceluia care ne-a dat viață, cu reverență, cu respect, să înțelegem că de la El avem pâinea cea de toate zilele să înțelegem că de la El avem viața, ființa, mișcarea, umblarea. Să înțelegem că depindem de El și să-i zicem, Doamne, vrem cu tot din adinsul să creștem în asemănarea cu Tine tot mai mult. Amin.